Salut, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botnar și eu vă invit la un nou tutorial C++ aici pe lecții de informatică. Acest tutorial are drept scop să discutăm despre constructori și destructori. Constructorii sunt utilizați în principal în programare pentru a inițializa variabilele membre al unei clase. Totodată, un constructor se apelează atunci când este creat un obiect. În ceea ce privește destructorii, aceștia sunt utilizați pentru a distruge obiectul sau obiectele create. Cu alte cuvinte, pentru a șterge memoria de obiectele sau obiectele create. Deci acesta este obiectul acesta este principalul rol de utilizare a unui destructor în programare, da? Și nu numai C++. Haideți să facem un exemplu. În felul acesta, cred că veți înțelege mai bine despre ce este vorba. Voi crea un proiect de la început, un proiect simplu, un calculator simplu, care va realiza operații matematice simple de adunare, scădere, înmulțire și împărțire. Și atunci se merge pe acest buton, clic pe Create a New Project. Aici sus voi selecta C++. Așa, și console app, după care clic pe next. Am să denumesc această aplicație constructori și destructori. După care clic pe butonul create. Bun, haideți să ștergem aceste comentarii și această linie de cod din interiorul metodei principale mei. Voi merge aici pe Solution Explorer, pe proiect cu partea dreaptă a mouse-ului, după care selectați Add și Class, cu scopul de a crea o clasă. Am să denumesc clasa calculator. Așa, și observați cum Visual Studio creează cele două fișiere care sunt necesare pentru a lucra cu clase în fișiere separate în C++, și anume fișierul header calculator.h și fișierul cpp calculator.cpp. Clic pe OK. Deci Visual Studio a creat cele două fișiere, fișierul header și avem și fișierul cpp, este acesta. Voi merge cu clic dreapta mouse, după care clic pe View Code. Am să selectez mai întâi fișierul header, așa, și aici voi utiliza aceste directive preprocesor, if and def. Am discutat despre acest lucru într-un tutorial trecut. Cei care doriți să știți mai multe despre aceste directive preprocesor, urmăriți tutorialele mele C++, da? Așa, după care aici define așa, și aici la sfârșit avem and if. Așa, bun. Și acum, în interiorul clasei voi declara două variabile de tip întreg cu accesatorul privat, folosind acest accesator private. În mod uzual vom declara variabile, atunci când lucrăm cu clase, vom declara variabile membre ale clase de tip privat. Da? A și B. Bun. După care voi declara publice, adică accesatorul va fi public pentru constructor și pentru funcțiile pe care am să le utilizez în această aplicație. Și atunci, pentru a declara un constructor, vom folosi numele clasei, calculator, așa, după care paranteze, urmate de punct și virgulă. Deci aceasta este forma generală de declarare al unui constructor. Numele clasei, paranteze, după care punct și virgulă. Observați că
În toate cazurile, constructorul nu are un tip. Deci nu vedeți în fața denumirii constructorului void, int, double sau așa mai departe. Deci nu are niciun tip constructorul, nu returnează absolut nimic a constructorul, constructorul inițializează variabile membre ale unei clase. Așa, practic acesta am putea să denumim prototipul constructorului, da? Pentru că va trebui să mergem în fișierul CPP și aici noi practic va trebui să scriem definiția constructorului utilizând practic numele clasei de două ori două puncte, după care constructorul, care practic poartă același nume ca și clasa, da? Bun. Paranteze acolate și aici în interiorul acolatelor vom inițializa practic cele două variabile A și B. Am să le inițializez cu 0. Așa. Și totodată aici am să utilizez și acest stream cout în ideea de a semnaliza, de a vedea când este apelat constructorul. Și voi scrie aici apelarea constructorului. Așa. End line. Da, va trebui să includ YoStream pentru a fi pentru a putea utiliza acest stream cout, da? Bun. Da. Și de asemenea va trebui să utilizez using name space std. Da, și acum aceste erori dispar. Bun, mergem înapoi aici în calculator .h, adică în fișierul header și totodată doresc să declar o funcție de tip void adunare. Deci această funcție va aduna aceste două variabile, valorile acestor două variabile, da? Deci va performa operația de adunare dintre două variabile tip întreg. Această funcție va avea doi parametri de tip întreg, da? Și practic această formă reprezintă prototipul funcției adunare. Așa, bun, și mă duc din nou în fișierul CPP și aici voi scrie definiția funcției adunare. Da? Folosind numele clasei de două ori două puncte, funcția adunare, paranteze, acolade, da? Și aici practic voi scrie acest stream cout. Da, trebuie să scriu aici void, adică tipul, așa, după care ghilimele și scriem adunare egal și aici vom scrie A plus B, după care, da, putem pune punct și virgulă, haideți să punem punct și virgulă, așa. Să vedem ce se întâmplă aici. Da, ne trebuie cei doi parametri. Int A, virgulă, int B. Așa. Acum ar trebui să dispară. Da, dispare eroarea. Și haideți să mergem aici înapoi. Deci, avem prototipul constructorului. Mai întâi de toate am declarat două variabile tip privat. Mai în jos am declarat un constructor. Aceștia trebuie să fie de tip public, mă refer la constructor și la funcție, da? Bun. Deci avem constructorul care se declară utilizând numele clasei, paranteze rotunde și la sfârșit declarație punct și virgulă și aici pe această linie de cod avem prototipul funcției adunare. Definiția funcției adunare se află în acest fișier CPP.
precum și definiția constructorului. Și în definiția constructorului inițializăm cele două variabile, A și B, și am utilizat și acest strip C out pentru a semnaliza, pentru a arăta când este apelat efectiv constructorul. Așa cum vă spuneam anterior, constructorul este apelat atunci când se creează obiectul. Pentru a vedea acest lucru, vom merge în interiorul unui alt fișier CPP, care conține, de fapt, metoda principală main, și aici noi, practic, vom crea un obiect utilizând clasa calculator, așa, și vom crea acest obiect calculator, așa, punct și virgulă, da, avem o eroare și știu de ce, dar nu mai vreau să scriu, deci trebuie să includem acest fișier, header, da, acum eroarea dispare, bun, și după care, pe următoarea linie de cod, folosim obiectul calculator, punct, și apelăm funcția adunare și vom scrie două argumente, practic două valori, care vor fi folosite de către funcția adunare pentru a performa această operație de adunare dintre aceste două variabile de tip întreg A și B, să fie, să spunem, 50 cu 30, da? Să spunem așa, punct și virgulă. Deci, practic, constructorul se apelează în momentul în care compilatorul va ajunge pe această linie de cod nouă, unde creăm acest calculator, acest obiect calculator. Da? Haideți să vedem rezultatul acestei aplicații. Bun. Bun, da, aici este rezultatul. Nu-mi place că apare acest text aici, așa, haideți să punem un pic de separare, să punem un pic de distanță între rezultatul acestei aplicații și acest text pe care ne-l oferă Visual Studio, și pentru aceasta am să mă duc aici și am să utilizez din nou acest stream out, C out, și am să utilizez acest new line, da, care va, practic, va intercala o nouă linie, va pune pe o nouă linie, practic, tot ce urmează după această linie de cod 11. Așa. Da. Mai trebuie să punem aici niște lucruri. Trebuie să includem YoStream. Așa. Tot timpul uit aceste lucruri. Dar mi-aduce aminte Visual Studio. Așa că nu este nicio problemă. Și ne trebuie și using name space std. Da. Ok. Așa. Haideți să lansăm din nou acest program, să vedem rezultatul acestei operații de adunare, rezultatul acestei aplicații, practic. Așa, da, să vedem mult mai bine acum, da, avem această distanță aici și putem urmări mult mai bine rezultatul. Practic, mai întâi de toate avem acest text, apelarea constructorului. Da? Și după aceea avem, practic, rezultatul adunării dintre 50 și 30, care este 80, da? Adică adunare egal cu 80. Practic, în momentul în care cursorul ajunge aici la linia 12, da, și se creează acest obiect de calculator, se apelează constructorul calculator, da, aici este definiția constructorului, așa, și practic mai întâi se va lista în consolă acest text, apelarea constructorului, da, după care pe linia următoare se apelează această funcție adunare și se efectuează efectiv operația de adunare. Bun, haideți să vedem, haideți să închid această consolă, haideți să punem aici un breakpoint și să vedem exact cum lucrează. Da? Totdeauna folosiți breakpoints și mergeți pe debug ca să vedeți exact cum lucrează aplicația. Bun, așa, haideți să dăm click pe step into. Așa, deci observați cum cursorul a sărit aici, la constructor, unde este definit constructor. Mă duc înapoi în acest fișier CPP, unde practic se află metoda principală, da? Și putem vedea aici că, da, cursorul este aici acum, pe această linie. Din nou voi da un click pe step into
Deci, în acest moment, constructorul este apelat, da? Deci, se observă în momentul în care am creat acest obiect, da? Și cursorul va intra în interiorul, a intrat deja, se vede aici, în interiorul constructorului, da? Dăm iar stepintul, da? Practic, observați acum, s-a executat această linie, da? Și acum apare, practic, acest text, apelarea constructorului, da? Se inițializează cele două variabile, se vede și aici în autos, precum și în, în locals, da? 00, da? Se vede, așa. După care din nou clic pe step into, sărim din nou în acest fișier CPP pe linia 13, adică compilatorul, avem aici cursorul, se poate vedea, da? Și după ce voi da click pe step into, se va apela această funcție adunare, exact, se apelează, cele două variabile primesc aceste două valori, 50-30, da? Se și vede și aici dacă mă duc deasupra aceștior parametri, da? Bun, voi da din nou click pe step into, da, și în acest moment, practic, s-a efectuat operația de adunare, da, și cele două variabile A și B vor fi inițializate din nou cu 0. Bun, ideea a fost să vedeți cum lucrează, deci ați observat, mai întâi se apelează constructorul în momentul în care se declară acest obiect, da? De aceea avem în consolă mai întâi acest text, apelarea constructorului, da? Pentru că, mai întâi de toate, avem în interiorul constructorului acest string cout cu acest text, după care se execută practic această operație de adunare, adică se apelează funcția adunare. Bun, haideți să mergem mai departe. Ok. Acum, haideți să vedem cum putem declara un destructor. Vă spuneam că, practic, un destructor este utilizat pentru a șterge din memorie obiectul sau obiectele pe care le-am creat. Și atunci, vom folosi acest semn grafic denumit tilde. Așa. Mă uit aici pe tastatură, unde este tilde asta, întotdeauna mă chinuiesc, este aici, acum am găsit-o. Așa, după care scriem denumirea clasei calculator, paranteze rotunde, punct și virgulă. Da, am aici o greșeală ortografică, bun, am corectat-o. Practic, acesta este prototipul destructorului. Așa, după care mergem în fișierul CPP, da, și aici vom scrie, practic, definiția pentru destructor. Vom scrie numele clasei, calculator, de două ori două puncte, destructorul, așa, paranteze rotunde, acolade, și voi scrie aici, voi folosi acest stream out pentru a afișa în consolă următorul text, obiectul calculator a fost distrus, da? Așa. Și haideți să punem și aici end line. Da, am pus acest text ca să vedeți când obiectul calculator este distrus sau când se apelează de fapt destructorul. Da? Bun, haideți să lansăm această aplicație și să vedem rezultatul. Dar înainte de a vedea acest rezultat, mai vreau să scriu ceva, chiar mi-am să aminte între timp. Aici voi scrie după, pe această linie, voi scrie din nou cout, ghilimele, și voi scrie sfârșitul aplicației. Ok, sfârșitul aplicației, punct și virgulă, sau haideți să punem end line. Bun. Salvare, haideți să lansăm aplicația. Observați că mai întâi avem apelarea constructorului, da, pentru că pe linia 12 se apelează constructorul, odată cu crearea acestui obiect calculator, după care avem adunare egal cu 80, pe linia 13
se efectuează operația de adunare prin apelarea funcției adunare. Și acum avem sfârșitul aplicației, este această linie de cod 15. Și observați că textul pe care l-am scris în interiorul destructorului apare ultimul. Obiectul calculator a fost distrus. De ce? Pentru că compilatorul practic va elimina din memorie obiectele create în momentul în care cursorul va ajunge în dreptul sfârșitului acestor acolade, adică acolade, când va ajunge în dreptul acolade de închidere, care este aceasta. Ok? Și atunci, haideți să vedem de fapt cum lucrează acest lucru, da? Așa. Bun, haideți să punem din nou aici un breakpoint. Așa, voi lansa aplicația. Bun, aici este cursorul. Bun. Clic pe step into. Da, se apelează constructorul, da, pentru că am creat obiectul calculator. Step into, step into. Așa, step into. Așa, după care se apelează funcția, da, pe linia 13. Bun. Da. Cursorul este în interiorul funcției adunare. Se efectuează operația de adunare între aceste două variabile A plus B. Bine. Da. Și acum, observați cum cursorul este în dreptul acestei linii de cod 15, unde avem acest stream output Cout, da, cu acest text, sfârșitul aplicației. Observați, da, așa. Și acum, clic pe step into, observați cum cursorul este acum în dreptul acolai de închidere al acestor acolade, este la sfârșitul corpului metodei principale mei, da? În dreptul acestei acolade de închidere, da? Se vede. Bun. Clic pe step into și în acest moment se apelează destructorul. Da? Așa, deci se poate observa că obiectele și destructorul se apelează în momentul în care cursorul este în fața acoladei de închidere al acoladelor metodei principale mei. Da? Și acum clic pe step into din nou, intră în interiorul destructorului și se va afișa acest text care semnifică că obiectul sau obiectele pe care le-am creat au fost eliminate din memorie. Și se termină aplicația. Bun, haideți să eliminăm acest breakpoint, nu mai avem nevoie de el. Și pentru că am dorit să fac un calculator simplu, care efectuează operații matematice simple, mă duc și copiez această funcție pentru a crea prototipul pentru următoarele funcții care vor crea următoarele operații aritmetice, și anume scădere, înmulțire și împărțire. Așa. Bun, mergem aici în fișierul CPP. Voi copia și voi lipi această definiție a funcției adunare și doar am să schimb textul. Da, așa, aici am să scriu scădere. Voi schimba semnul. Scădere. Înmulțire. Voi schimba semnul sau operatorul, mai bine spus. Și aici împărțire. Bun, după care mă duc în fișierul CPP, unde avem metoda principală main. Aici, din nou, am să copiez aceste două linii, practic. Și am să le lipesc încă de 3 ori, da? Și atunci aici vine scădere. Înmulțire. Și împărțire. Bun, haideți să salvăm, haideți să lansăm. Da, aici este rezultatul, dar am lăsat adunarea acest text pentru definiția funcțiilor și ar trebui să schimb, și atunci aici vine scădere,
Așa. Înmulțire. Și aici împărțire. Bun. Clasăm din nou. Da, aici este rezultatul. Deci avem apilarea constructorului, momentul în care se creează obiectul calculator, operația de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, sfârșitul aplicației și la sfârșit avem obiectul calculator a fost distrus, da? Adică a fost apelat destructorul, da? Și avem acest stream C out cu acest text care semnifică că toate aceste obiecte, obiectul calculator, practic, pentru că avem doar un singur obiect, a fost eliminat din memorie. Deci, practic, acesta a fost scopul acestui tutorial, să vă arăt cum să creați un constructor și un destructor, adică cum lucrează în programarea C++ constructorul și destructorul. Am creat pentru această simplă aplicație un calculator care realizează operații aritmetice simple cu afișare într-o consolă. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial, vă aștept în continuare pe lecții de informatică. Vă doresc o zi bună. La revedere!